Ea Mustafina va evolua prima la bârnă. S-au încheiat cele 3 minute de încălzire. Lauren Mitchell din Australia la sol. Vedem prima linie acrobatică. Apel grupat înainte. A mascat cu acea săritură. Însă va fi depunctată mai puțin. Să vedem a doua linie acrobatică. Sucara e chiar, aterizare bună. Laura Mitchell deja pot spune că este cunoscută, consacrată. Anul trecut la campionatele mondiale de la Londra. A obținut medalia de argint la sol și bârnă. În general, gimnastele australiene sunt în vizibil progres. Alo? Două sărituri artistice, un croș la cap și un cadet. Pregătește de ultima linie acrobatică. Dublu înapoi e chiar. O mică săritură la aterizare va fi depunctată și final. Exercițiu frumos. Lauren Mitchell din Australia și antrenoarea ei. Revedem prima diagonală. Laura Mitchell a fost foarte aproape de podium la individual compus anul trecut. S-a clasat a patra. Lidera actuală a clasamentului rusoaica Alia Mustafina la bârnă. Dacă scapă fără ratare, va fi greu de întrecut. Pireta 7-2, foarte bine executată. Este un element dificil. Necesită foarte bun echilibru. Un salt, înapoi cost 80. Săritura artistică cloș. Săritura în sfoară. Aceste sărituri artistice sunt obligatorii. Sunt anumite cerințe pe care gimnasta trebuie să le îndeplinească, să primească un anumit punctaj. Ce machiaj frumos are Mustafina. Da. Se asortează cu costum. Dan Lov înainte a mișcat piciorul. A pierdut această legare. Element Mostepanova. Dan Lov laterală. Toate aceste mișcări suplimentare i-aduc minusuri, penalizări. Să vedem și coborârea. Rondă, 3 șuruburi, da. Întoarcere. Exercițiu bun, fără ratare. Mustafina va fi greu de întrecut, pentru că în ultima rotație va evolua la sol, unde e greu de crezut că ar mai putea să rateze. A scăpat de aparatul mai puțin favorit. Sper ca imaginea să rămână la bârnă, fiindcă urmează Ana Porgras. Ana s-a calificat în finala de la bârnă cu prima notă. Mitchell la sol, 14.600. Notă destul de bună.
Daniel Hipolito. Este o gimnastă care a făcut senzație acum câțiva ani. Așa este, mai exact la campionatele mondiale de la Ghent din 2001. Da. A fost prima gimnastă care a câștigat medalia de argint pentru Brazilia. Și în acel an a fost declarată sportiva anului. Este foarte apreciată în țara ei. Are un fizic impresionant. Da, este o gimnastă robustă. La sărituri 14-100. Pentru acea săritură, un iurcen cu contoarcere. Mustafina rămâne pe locul întâi, 15-0-33 la bârnă. Notă destul de bună. Ana Porgras, la bârnă. Să ținem pumnii. Hai, Ana. Dai lov înainte, săritură cuib bine legat. Hai. Bine acrobatică, bine executată. Două flicuri saltă înapoi întins. Puși la cap. O mică ezitare. Stai! Saltul lateral, bine executat și acesta. Cloș, salt înapoi grupat. Pirueta. Să vedem și coborârea. Ieșirea, coborârea. Două flicuri, înapoi chiar. Da. Un pas la aterizare. Un pas înapoi la aterizare. Cu siguranță pe ăsta nu îl va mai face în finală. Exercițiu bun. Antrenarea Maria Cosma. Asistenta medicală, doamna Elisabeta Turcu. Urmarea unei accidentări la gleznă. De altfel, marea majoritate a gimnastelor noastre vin după câteva accidentări, unele chiar grave, care le-au ținut în afara arenei. Sandra Izbașa, operație la tendonul lui Ahile. E fericită, Ana. Georgia Bonora din Australia, la sărituri. Iurcenko cu o întoarcere. Micuța galerie românească scandează numele țării noastre. V-am vorbit despre accidentările gimnastelor românce. Ana Porgras a făcut o pauză de 3 luni. Iată din nou în imagine. Și s-a pregătit apoi 2 luni pentru acest campionat mondial. Raluca Haido a avut o fractură de stres. Diana Chelaru o fractură de metacarp. Gabriela Drăgoi accidentată la tibie, Cerasela Pătrașcu la genunchi. Doamna Mariana Bitanc spunea că timp de 2 luni de zile lotul nostru feminin a făcut gimnastică medicală și apoi 1 lună de zile de pregătire tehnică. Între timp au afișat și nota Anei, o notă foarte bună, 15.433.
O mărim acum pe Huang Quishuang. Dai în lovă laterală, o mică ezitare. Mostepanova. O săritură artistică cloș la cap. Este un element artistic cu valoare de... Coborârea de înapoi chiar. Multe ezitări pe parcursul exercițiului, atrezare destul de joasă. Nu cred că o va depăși pe Ana. Nota chinezoi cei Huang la bârnă. Mă vedem, dar o revedem pe fosta campioană a Europei, Vanessa Ferrari din Italia, la sol. Care a grupat. Doua linie acrobatică, dublu înapoi grupat. Toate aceste linii acrobatice legate de sărituri artistice. Rondă 5-40, salt înainte întins cu 3-60. Cloș la cap cadet. Și își încheie exercițiul cu un dublu înapoi echier. Aterizare joasă, un pas destul de mare la aterizare. Grazie, Vanessa. Paisprezece, 233.